Zilnic, instituțiile de stat din România aruncă bani pe diverse licitații. Unele optează pentru achiziții necesare derulării activității, altele scot pe piață contracte bănoase pentru studii de fezabilitate sau lucrări de tipul tăiat frunze la câini. La NCN, zilnic, vă arătăm cele mai importante atribuiri de contracte și firmele care beneficiază de bani publici. Rubrica de astăzi vă prezintă trei licitații atribuite de diverse instituții publice din România. Rămâneți cu noi ca să vedeți ce sume scot din buzunar acestea, pentru ce au fost organizate licitațiile și care sunt firmele ce au câștigat cele trei atribuiri. Prima licitație vizează un contract atribuit de APA CTTA SA Alba, care pune la bătaie un contract de 32 de milioane de lei pentru lucrări de reabilitare a aducțiunii SP Galda Blaj și de modernizare a stației de pompare Galda și gospodăriei de apă Blaj, conform cerințelor din caietul de sarcini. Întregul contract a fost câștigat de către firma ACSA SA din Câmpia Turzii, județul Cluj. Cea de-a doua atribuire este efectuată de către administrația locală din comuna Goicea, care dorește modernizarea căminului cultural. Valoarea contractului este de 200.000 de lei, iar câștigătorul este un operator economic local, SC Bitele Tur SRL. Cea de-a treia atribuire a fost organizată de către CNAIR pentru o zonă aflată în administrarea DRP de București. Contractul în valoare de 9 milioane de lei reprezintă un acord cadru pentru o perioadă de 48 de luni pentru întreținere și reparații sistem de iluminat pentru rețeaua de drumuri aflată pe raza DRDP București. Licitația a fost câștigată în totalitate de către firma Flashlighting Services.